Cum recunoști diabetul zaharat la copii? Diabetul zaharat, sau diabetul de tip 2, este o afecțiune cronică, ce afectează felul în care organismul copilului procesează glucoza. Fără un tratament adecvat, această formă de diabet duce la acumularea zahărului în sânge, ceea ce poate da curs unor consecințe negative pe termen lung. Diabetul zaharat este întâlnit mai des la adulți, dar, în ultima perioadă, apare din ce în ce mai frecvent la copii, ca urmare a epidemiei de obezitate, ce se manifestă la nivel global, există mai multe forme prin care se poate gestiona sau preveni diabetul zaharat la copii. În primul rând, este important să îl încurajezi pe cel mic să consume alimente sănătoase, să facă mișcare zilnic și, astfel, să se mențină la o greutate corporală optimă. Dacă dieta și exercițiul fizic nu sunt suficiente pentru gestionarea diabetului zaharat la copil, se poate impune necesitatea unui tratament medicamentos sau al celui cu insulină. Simptomele diabetului zaharat la copii Diabetul zaharat la copii se poate instala treptat, așa încât, la debutul bolii, să nu existe simptome. Uneori, boala este depistată în timpul controlelor medicale de rutină odată ce simptomele se arată, acestea pot fi, după cum urmează senzație de sete permanentă și urinare frecventă, acest lucru se întâmplă pentru că zahărul acumulat în sânge atrage fluidele din țesuturi. În consecință, micuțul poate manifesta sete accentuată și poate consuma lichide mai frecvent și merge la toaletă mai des ca de obicei. Stare de oboseală permanentă, lipsa zahărului din celulele corpului îl pot face pe copil să se simtă în permanență extenuat vedere încețoșată, pigmentarea pielii, înainte ca diabetul de tip 2 să se instaleze, anumite zone ale pielii încep să se închide la culoare, de obicei pielea din zona gâtului și axilei. Scăderea în greutatea, în absența energiei oferite de zahărul din celule, masa musculară și depozitele de grăsime încep să se reducă. Cu toate acestea, scăderea în greutate este mai puțin întâlnită la copiii cu diabet zaharat și mai frecventă la cei cu diabet de tip 1. Când să mergi la medic? Este important să mergi la medicul pediatru dacă observi oricare dintre semnele și simptomele descrise mai sus. Dacă nu este diagnosticat din timp, diabetul zaharat poate dă una grav dezvoltării copilului în plus, testarea pentru diabet este necesară pentru copii supraponderali sau obezi, aflați la pubertate sau care au împlinit vârsta de 10 ani, deoarece aceștia sunt mai expuși riscului de diabet zaharat un factor de risc important, care, din nou, impune necesitatea testării, este istoricul de diabet în familie. De asemenea, dacă cel mic care pete hiperpigmentare pe gât sau în zona axilei sau are o sensibilitate la insulină, este cazul să mergi la medic. Care sunt cauzele diabetului zaharat la copii? Cauzele exacte ale diabetului zaharat nu sunt cunoscute. Cu toate acestea, istoricul în familie, precum și alți factori genetici, joacă un rol important în dezvoltarea bolii. De asemenea, sedentarismul și supraponderabilitatea sunt două cauze asociate cu diabetul zaharat. Caracteristica principală a diabetului zaharat, atât la adulți, cât și la copii, este imposibilitatea de a procesa glucoza din sânge așa cum ar trebui. Prin urmare, zahărul se acumulează în circulația sanguină, în loc să îndeplinească funcția sa normală, cea de a alimenta celulele organismului cu energie, pentru întreținerea masei musculare și a altor țesuturi. O bună parte din zahărul regăsit în corpul uman provine din alimentație. Atunci când alimentele sunt digerate, zahărul pătrunde în fluxul sanguin. Transportarea zahărului din sânge către celule este posibilă cu ajutorul hormonului insulinic. Insulina este secretată de glanda pancreatică, aflată în spatele stomacului. Pancreasul eliberează insulină în sânge odată ce mâncarea a fost ingerată. Pe măsură ce insulina circulă în corp, aceasta permite zahărului să pătrundă în celule, deci diminuând cantitatea de zahăr din sânge. Atunci când nivelul de zahăr din sânge scade la nivel satisfăcător, se oprește și secreția de insulină. Diabetul zahărat apare atunci când organismul devine rezistent la insulină sau atunci când pancreasul încetează să mai producă suficientă insulină. Așadar, acumularea de zahăr în sânge, rezultată în urma acestui proces, poate da curs simptomelor hiperglicemiei. Factor de risc pentru diabetul zaharat la copii oamenii de știință nu au descoperit, încă, motivele pentru care unii copii dezvoltă diabet zaharat, iar alții nu, dar s-au observat o serie de factori de risc în rândul copiilor cu această afecțiune, și anume. Greutatea. Supraponderabilitatea este un factor de risc important pentru diabetul zaharat la copii. Cu cât prezența țesutului aditos este mai crescută, mai ales în zona abdominală, cu atât mai rezistente devin celulele corpului la insulină. Sedentarismul. Cu cât cel mic este mai sedentar, cu atât e mai crescut riscul de diabet zaharat. Activitatea fizică îl ajută pe cel mic să se mențină la o greutate optimă, promovează utilizarea glucozei pentru energie și ajută celulele corpului să devină mai receptive la insulină. Măștănirea genetică. Riscul de diabet zaharat este mai ridicat la copiii care au membri de familie cu această boală. Rasa și etnia deci motivele sunt cunoscute, anumite rase și etnii, precum cea afroamericană, hispanică și amerindiană, sunt mai predispuse la diabet zaharat. Vârsta și sexul. Mulți copii dezvoltă diabet zaharat la începutul adolescenței. De asemenea, fetele adolescente sunt mai predispuse la diabet zaharat față de băieți. Greutatea la naștere și diabetul gestațional. O greutate mai mică la naștere, precum și dacă mama a avut diabet gestațional pe parcursul sarcinii, au fost asociate cu un risc mai mare de diabet zaharat la copil. Nașterea prematură. Copiii născuți prematur, înainte de 39-42 de săptămâni, au, de asemenea, un risc mai mare de îmbolnăvire. Metode de prevenție a diabetului zaharat la copii Alegerile sănătoase în stilul de viață pot preveni diabetul zaharat la copii. Dacă cel mic are deja diabet zaharat, este important să îl ajut să adopte un stil de viață mai sănătos, pentru a preveni complicațiile și necesitatea tratamentului medicamentos. Astfel, este important să îl încurajezi pe copil să mănânci alimente sănătoase, cu un conținut scăzut de grăsimi și calorii. Îmbogățește imesele cu legume, fructe și cereale integrale. De asemenea, încurajează-le să facă sport, câte puțin zilnic. Îl poți înscrie la cursuri și activități sportive sau poți căuta activități pentru întreaga familie, care să presupună mișcare medie spre moderată. În felul acesta, petreceți mai mult timp împreună și vă puteți și distra. Așadar, aveți grijă la aceste semne și simptome manifestate de micuții voștri și mergeți cât mai degrabă la medicul specialist pentru diagnosticarea cât mai precisă și tratarea problemei. Multă sănătate! Nu uitați că materialele postate pe canal au scop informativ, pentru un diagnostic corect, adresați-vă medicului specialist. Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile în domeniu, apreciați conținutul și distribuiți canalul.